Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video, ales celor care iubiți o anumită etalare, etalarea cu ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi, pentru că voi face acum această etalare pentru luna iulie, să vedem ceea ce știți, ceea ce nu știți, ce ar trebui să știți pentru luna iulie, ce ar putea fi în casă în luna iulie, ce ar putea fi în afara casei și în dragoste, care sunt surprizele lunii iulie. Îi face o etalare în trei variante ca să fie mai personalizată. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante, verde, roșie sau albă. Variantele vor fi în această ordine. Numărul 1 este varianta pietrei verzi, numărul 2 varianta pietrei roșii și numărul 3 varianta pietrei albe. Alegeți intuitiv. Wow, ce noroc se grăbește pentru luna iulie. Așadar, așteptați-vă în luna iulie toate variantele la un noroc neașteptat. La un succes care poate veni, la noutate, poate fi legată de o casă, poate fi legată de o relație, poate fi legată de un proiect la care lucrați, de o oportunitate de a câștiga ceva, niște bani, să vă refaceți viața, soarta, destinul, să întoarceți în favoarea voastră o situație, să aveți un succes, un triumf, să depășiți cu bine niște dificultăți care poate vi se păreau că sunt grele sau că nu le mai puteți depăși. Se pare că luna iulie vine cu ceva neașteptat de frumos. Un miracol se poate produce în luna iulie. Haideți să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. Ceea ce știți, uitați-vă și voi ce energii se grăbesc. Deci se grăbesc aici niște vizite, niște oportunități de câștiguri, de o casă nouă, de pensionare, poate că vă pensionați. Aici văd o femeie în vârstă care câștigă niște bani printr-un ceva nou. Sunteți într-o nouă fază de a intra la pensie, de a vă muta poate cu casa chiar, a vă cumpăra o casă sau vă duce să lucrați undeva la o femeie matură care vă poate da o casă. Ori primiți vreo moștenire, ori că primiți bani pentru a vă cumpăra o casă, ori văd aici că puteți avea și niște daruri, niște cadouri, niște beneficii, vă văd aici într-o maturizare cu un câștig care vine poate și printr-o vizită, printr-o călătorie. Haideți să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă, ce ar putea fi în afara casei, în dragoste, surpriză. Vedem așadar care sunt energiile lunii iulie. Să vedem. Cum vor fi energiile pentru fiecare variantă aleasă. Este o energie a gânditorului, aș putea să spun, și a norocului. Deci, luna iulie vă poate aduce chiar niște oportunități, niște idei, niște reușite și pentru că stați pe gânduri și căutați soluții și le veți putea găsi prima, a doua sau a treia. Care este varianta care o alegeți? Eu am să încep cu prima variantă. Să vedem la prima variantă care ar fi energiile lunii. La ce vă puteți aștepta? Știți că se încearcă cineva, se sucește. Știți deja. Voi știți deja poate că ați avut o neplăcere, o ceartă, poate și din cauza unei persoane care, aici poate legat și de o moștenire, cineva care a încercat poate să vă ia niște drepturi legate de o moștenire. Aici cineva care a încercat poate cumva să vă facă o neplăcere. Cineva care a vrut să vă creeze o neplăcere, ca să rămâneți fără ceva, pentru că aveți niște studii, să vă ia niște drepturi. S-ar putea să fie avut de cineva regretă această ceartă, poate, e vorba și de cineva care regretă, sau că ați avut niște probleme legate de niște acte cu cineva care a încercat să vă creeze niște probleme, știți? Nu știți. Nu știți că veți avea luna iulie. În luna iulie așteptați-vă la un succes amoros. Așteptați-vă la niște evenimente de socializare, nu știu, evenimente, vă duceți pe undeva, vă întâlniți cu persoane dragi, cunoașteți noi persoane,
Se pare că gândirea pozitivă vă duce într-o reușită foarte mare, care poate fi atât în dragoste cât și pe alte planuri. Luați examene, nu știu, sunteți mai populari, sunteți mai atrăgători, atrăgătoare, descoperiți un prieten fidel, aveți un prieten fidel, aveți parte de niște evenimente în lumea bună și chiar declarații de dragoste. Ori vă îndrăgostiți, ori veți avea parte de iubire împărtășită cu persoana iubită, de evenimente, de logodnă, de vacanță, vă duceți pe undeva la munte, la mare, cu persoana iubită sau acolo veți cunoaște, știți, nu știți, ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că voi sunteți într-o noutate, niște câștiguri, dar în luna iulie puteți avea niște neplăceri din cauza unor persoane care sunt bolnave, care delirează sau care vor să vă îmbolnăvească din cauza unor daruri. Aveți parte de niște hărțuiri aici, care vă pot îmbolnăvi pentru că aceste persoane exagerează, pentru că sunt poate geloase, invidioase sau au probleme de sănătate, de raționament. Da, deci aici văd cumva că pot apărea niște întârzieri sau niște obstacole, niște neplăceri, niște dezamăgiri din cauza unor persoane care hărțuiesc, unor deliranți, unor persoane care exagerează cu petrecerile. Spre exemplu, sunt persoane petrecărețe sau sunt persoane care vor aventuri, aventuri să spunem așa, și exagerează, vă stresează, vă hărțuiesc că își doresc aventuri și pentru că voi nu le doriți, vă creează neplăceri și acest lucru vă stresează, vă îmbolnăvește, vă traumatizează cumva aici, vă văd într-o situație de dezamăgire, de descurajare chiar aici și de depresie chiar. Puteți avea o problemă de depresie din cauza unor persoane care fie o fac intenționat, chiar își doresc să fiți într-o depresie, pentru că în felul acesta ei au niște câștiguri sau voi rămâneți fără niște câștiguri cumva într-o altfel de situație sau pur și simplu acestea au un caracter, oricum au un caracter dificil, delirant, exaltant, exagerat, de contrarietate, gică contra, încearcă să te provoace la ceartă, încearcă să te contrazică tot timpul, ca să te dezamăgească, ca să te pună într-o lumină nefavorabilă, ca să-ți, să nu ai, ca să, ca și cum ar, să nu poți tu să-ți continui o anumită activitate, ceea ce faci pentru că te duc într-o depresie, ca și cum ei știu punctul slab. Și pentru că știu că tu ai un punct slab și când te simți neîncurajat și contrazis, tu renunți. Că asta vor, ca tu să renunți. Sau ca să te poată chiar ei dărâma prin acest comportament al lor. Pe de o parte, pe de altă parte, poate să fie și că e vorba de distracții, persoane care se distrează și pentru că tu nu dai curs invitațiilor lor, distracțiile lor, te hărțuiesc, provoacă la ceartă, îți zic una alta. Ele pot fi și persoane sub influența unor anumite substanțe aici. Știi, nu știi ce ar trebui să știi. Ce vei avea în casă? În casă vei avea câștiguri, daruri, dar poate și aici pare că ești și într-o clarificare de făcut, orică poți avea și un doliu în această lună, văd aici, sau rămâi chiar, poți să rămâi și fără un serviciu, spre exemplu, din cauza unui doliu sau nu neapărat. Aici depinde și unde lucrezi. Dacă lucrezi, spre exemplu, îngrijești de cineva care e bolnav, poate să se întâmple că această persoană poți să rămâi fără acel serviciu. Dar nu este o problemă pentru că apare o altă schimbare, văd că apare o altă propunere să ai grijă de altcineva. Mai văd că mai ai niște vizite, vei avea o lună în care îți vei pune la încercare, îți vei pune, să zic așa, maturitatea, vei fi mai înțeleaptă, poate, ca femeie, sau vei avea parte de o prietenă care fie își cere ajutorul, sfatul, fie tu îi vei cere ei ajutorul, sfatul pentru a depăși o situație moartă care nu mai merge, ceva care, orică te muți, poate chiar faci o schimbare, te muți în altă parte, ori aici văd că faci o clarificare, poate într-o relație cu cineva, cu o femeie mai matură, în vârstă, poate să fie și acest lucru.
în afara casei, reușită în dragoste, deci vei avea un succes, o reușită, poate veni chiar și din străinătate, cu toate că în afara casei ești cumva, poate și sub privirea, atenția, să zic așa, unei persoane influente în societate din punct de vedere material, financiar, o persoană, un speculant, cineva care profită aici, orică vei avea o relație cu o persoană cu putere, cu bani, care nu prea ia sincer așa întotdeauna, fie în dragoste, fie în afaceri, dar ai putea avea succes. Poți obține chiar poate un împrumut. Văd aici că poți avea un succes, o reușită, un dar foarte mare, o dorință care ți se îndeplinește. Poate veni din afara casei, chiar și în dragoste, să faci ceea ce îți place. Și în dragoste ai nevoie să ții de niște secrete, pentru că ești urmărit, ori intri într-o dificultate, într-o relație, din cauza cuiva, poate fi un fost partener sau pentru că e singură, nu ai o relație, pentru că ai deja aici, ar trebui să știi de aceste aglomerări care sunt aici, sau chiar în aglomerații se poate întâmpla, sau pentru că nu intri în aglomerații, pentru că nu te duci la distracții, pentru că nu permiți altora să vină la tine să se distreze cu tine, tu poți intra într-o dușmănie cu cineva. Văd că ai un dușman pe lângă casă sau chiar pe casa ta. Poate fi legat și de o proprietate. Cineva care vrea proprietatea ta, casa în care ești tu, poate fi o casă într-un litigiu, spre exemplu, tu nu știi, poate că tu stai, ești chiriaș în casa aia, habar n-ai ce e în spatele acelei case, ce se întâmplă, ce dedesubturi sunt, cine are interese pe zona respectivă, că ai sunt niște dușmănii și văd și această atenție în afara casei a unui speculant, cineva care speculează. Aici, sau mai poate fi și la nivelul de societate, că aici pot fi lucruri care aduc pentru tine niște probleme care țin de sănătate sau țin de întârzieri sau de un stres care poate veni și datorită pe societate, că știi deja de niște probleme care au dus dezastre și regrete și decese și probleme pe documente, pe servicii, văd aici pe evenimente, pot fi și datorită faptului că există niște energii ale unor provocatori, a unor provocări, a unor dezordini, probleme de sănătate și te pot afecta și pentru casă în casă, te pot afecta și pe dragoste, pentru că nu mai ai încredere sau pentru că cineva nu îți oferă dragostea de care tu ai nevoie. Văd că aici legat de dragoste, în luna iulie, vei dori să-ți pui în evidență, să-ți ții, să zicem așa, casa sub protecție, să-ți o protejezi, afacerea, casa, dragostea. Aici poate fi vorba de intimitatea ta, a relației. Orică dorești să fii singură, și ție atunci de intimitatea ta, pentru că un dușman cumva vrea să-ți depășească această limită. Cineva aici cum ia o hărțuială, ca și cum vrea să intre cu forța peste tine, sau mă rog, nu neapărat peste tine, cât să te obligi, să te determine să ai o relație. Și dacă nu te poate, îi refuz, să zicem, avansurile, atunci te hărțuiește. Sau îți face șicane pe lângă casă. Nu știu, îți creează dificultăți aici. Nu e că și va reuși, cu toate că văd că te stresează, te amărăște, că te văd aici, că te schimbi ceva poate, sau faci o clarificare. Te văd aici că ești într-un noroc, este această carte a norocului, că vei afla la timp cine-i dușmanul și vei reuși să faci schimbarea sau vei reuși să depășești această stare de boală, cum ar veni tu. Nu te găsește, să zic așa, această agresivitate nu dă de tine. Nu-i dai curs. Nu-i arăți că te afectează. Cumva te văd aici că te ridici din patul de boală, cumva te văd aici că ține foarte mult de clarificarea care o faci, de puterea ta. Poate chiar ești, poate că sunt persoane care vor să te rețină cât mai mult, să stai în interior, să nu fii văzută, să nu ajungi să ai iubirea asta și succesul ăsta în afară, care tu nu știi că există atâta frumusețe de bucurie, de dragoste, ca și cum tu nu știi că în afara casei îți vei întâlni destinul, soarta, dar cineva știe, ca și cum știe că cineva, că tu ai putea, pentru că ești o persoană care ai, sau nu neapărat că știe, intuiește, așa cum poate și tu intuiești.
Și ei încearcă doar să te scoată din acest peisaj, să nu ajungi tu să participi la niște evenimente, să nu ajungi tu să cunoști persoane din lumea bună, ci mai degrabă persoane din acestea care au probleme. Cum ar veni, dacă nu ești cu o persoană de care unul dintre aceste persoane preferă să nu fii cu nimeni, atunci să stai închisă, cum ar veni, să stai sau chiar să nu mai fii, că văd aici că există totuși un pericol, o amenințare care a mai fost, ai mai avut-o, de izolare, de singurătate, de ceartă, de scandal, de neplăceri. Și văd că mai există și aici această carte a dezechilibrului care te poate duce din cauza unei depresii, ca și cum îți ieși din fire sau ești într-o dezamăgire atât de mare încât poți să ajungi la un gest extrem din cauza hărțuielilor acestor persoane. Deci ești într-un pericol, dar văd că îl poți depăși cu înțelepciune și maturitate și poate și cu ajutorul unei doamne mai în vârstă sau unei prietene. Văd aici că ai o prietenă care te poate ajuta, cineva important pentru tine. În orice caz, te văd că poți avea reușite chiar în afara casei. Deși în casă și în afara casei poți, dar e într-adevăr un pericol, că e un dușman aici care lucrează. Și el lucrează nu numai singur, ci și prin intermediul unor persoane care sunt dezechilibrate. Poate fi pus de cineva care are interese, fie pe societate, fie direct pentru tine, să fie puse special să facă ceva, pentru că cineva urmărește totul, pentru ca să speculeze momentul, orică știe de ce se întâmplă în anumite zone și speculează ca să vadă cum își poate el apoi scoate niște profituri din situațiile acelea care sunt la nivelul tău personal sau pe societate. Deci e un pericol care s-ar putea să nu fie al tău personal, cu toate că îl văd aici pe casă, ca și aici pe hărțuială, care te poate aduce, care are legătură cu darurile, cu banii, cu câștigurile, că vei avea. Te văd aici că vei avea câștiguri, vei avea succes și în afara casei și în casă, datorită studiilor, datorită unor servicii, datorită creativității, dar, din păcate, ai și dușman pentru asta. Dar ai noroc, vei descoperi, vei ieși din această situație cu siguranță, îi vei învinge pe dușmani. Pentru că ai pe cineva care te protejează, cum se spune, cineva acolo sus te iubește. Haideți să vedem și la varianta numărul 2, varianta eliminării pietrei roșii. Să vedem la varianta pietrei roșii cum va fi luna iulie, ceea ce știi. Știi deja de niște evenimente, petreceri la care trebuie să participi sau ai participat, de o vacanță, știi și de o supărare, o superficialitate, o ceartă, o intrigă, poate că știi deja de o intrigă, de niște schimbări, de niște drumuri care le-ai făcut sau de trebuie să le faci, de vești care ți-au venit sau le aștept și vor veni, de niște întâlniri importante. Știi, nu știi. Nu știi că luna iulie vei avea parte de dragoste, de împăcare, de gelozie, poate chiar, poate fi vorba că orică partenerul, partenera, mai are pe cineva și apar gelozii, orică te vei îndrăgosti și poate să fie și o persoană cu care ai mai avut o relație care îți va face și o criză de gelozie sau în relația cu care tu ești, în care vei fi, va mai fi și o criză de gelozie. Aici văd cumva că vor fi așa. Iubirea va fi din plin, vei avea parte de multă iubire, de mult noroc, dar vei avea parte și de pișcăturile geloziei, să zic așa, știi, nu știi. Ce ar trebui să știi? Ar trebui să știi că poți avea un mare noroc, un succes, o realizare, dar ar trebui să știi că la fel ca și la prima variantă, trebuie să spui cumva, să zic așa, să ții de intimitate, să ții de secrete. Pentru că s-ar putea să apară un regret, văd aici că poți regreta ceva, că nu, dacă nu ți iei o măsură de siguranță, sau pentru unii dintre voi, poate că voi așteptați o relație, că sunteți singure, divorțate și așteptați o nouă relație. Ea poate apărea în dispozitiv pentru că poate apărea pentru voi o nouă relație cu cineva, o nouă dragoste, niște câștiguri, niște bani. Deci ar trebui să știți că trebuie să gândiți pozitiv pentru că chiar vă poate veni o pensie, o moștenire, ceva, niște bani. Sunt banii voștri, sunt în siguranță. Știți, nu știți, ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că veți avea bani, dar veți fi invidiate și gelozite și bârfite. Vi se scot vorbe. Va trebui să vă zbateți cumva ca să vă țineți de reputație, pentru că veți avea de-a face cu niște intrigante, niște persoane perfide, femei, văd aici, niște persoane de gen feminin perfide, intrigante, bârfitoare sau ignorante, dar rele. Le văd aici dușmănoase.
În afara casei. În afara casei, da, neliniști legate poate și de o tragedie, Doamne ferește, de o trădare. Neliniști legate de o trădare, gen dragoste, sau pentru că veți avea de unde alege, s-ar putea să aveți o tentație, de aici apare această situație de gelozie. Pentru că s-ar putea voi să fiți tentate să vă împăcați cu vreun fost sau să apare un altul în timp ce aveți deja o relație și mai apare cineva și nu știți ce să faceți. Aici poate fi și o relație de la distanță și s-ar putea să vă treziți în niște înșelători totuși aici, să vă amăgiți poate, să nu vă amăgiți sau ca persoana să fiți decepționate, să regretați că cealaltă persoană nu a fost sinceră cu voi sau descoperiți că nu este sinceră și de aceea e acest regret că ar trebui să știți că poate trebuie să țineți de niște de o relație care e de căsătorie, mai să gândiți mai pozitiv sau să vă luați măsuri de siguranță ca să nu pierdeți ceva valoros, pentru că văd de ce am fost tristețe. Și surpriza voastră în dragoste, da, vești bune în dragoste și niște daruri și niște cadouri. Veți avea parte de niște evenimente în luna iulie, de un noroc neașteptat, care poate veni printr-o scrisoare, printr-o veste, printr-un job, printr-un dar care vine de la partener, de la parteneră. Cumva, sau pentru voi în luna iulie va fi mai importantă munca, banii, câștigurile. Pentru că veți constata poate că persoana la care voi vă gândiți, cu care sperați ceva, să nu fie ceea ce vă doriți voi. Poate fi și o astfel de situație. Voi văd că de voi depinde aici. De voi depinde. Că sunteți cumva aici într-o dificultate de a alege ce să faceți. Să mai rămâneți cu partenerul, să nu mai rămâneți. Să vă faceți un partener, să credeți în altul sau nu. Văd aici că puteți avea de-a face și cu un pisic. Pentru unele dintre voi poate să fie și tentația să plecați undeva la un drum în străinătate, poate. Sau vin vești din străinătate. Cam asta e ce voi și la această a doua variantă. Deci pare o lună foarte interesantă, dar cu niște provocări, să le spunem așa, în luna iulie. Haideți să vedem și la varianta numărul 3. Vedem la varianta numărul 3. Ce se întâmplă? Va fi luna iulie, varianta numărul 3. Ceea ce știți voi. Wow, ce știți voi deja de niște vești, de un examen, de o funcție, de niște noutăți care pentru voi aduc reușite. Orică știți că aveți niște întâlniri importante, că aveți pe cineva care vă protejează, că ați cerut sfatul sau așteptați veștile, sfatul cuiva, așteptați niște acte, așteptați un succes și el vine, sau că l-ați avut deja, o idee, ceva care v-a adus pe voi într-o poziție specială, într-o poziție privilegiată, să spunem așa, că aveți o prietenie frumoasă cu cineva, că aveți daruri, sfaturi bune din partea cuiva, știți, nu știți, nu știți de niște reușite care le-ați putea avea, poate legate și de un proces, de o afacere, de o boală, să depășiți o situație de boală, să fiți iertați, să obțineți o împăcare cu cineva, să se nască din nou o dragoste chiar aici cu cineva care poate are haină de stat. O persoană mai orgolioasă poate, dar văd că sau veți avea un triumf prin lege cu ceva aici, puteți obține niște beneficii, niște daruri, niște avantaje, poate și legate de sănătate. Credința joacă un rol foarte important. Știți, nu știți, niște instituții ale statului. Ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că totuși sunteți aici, poate țineți de naivitate, poate țineți de societate, există un pericol care ține și de copii, ține și de, aici văd că pot fi niște hoții, pot fi niște înșelătorii, pot fi niște schimbări, niște agresivități, să zic așa, ori naivitatea să vă coste, pentru că puteți avea de-a face cu niște hărțuieli, cu niște hoții, cu niște înșelătorii și să intrați cumva la mijloc. Aici cumva, eu un copil aici îl văd cumva într-un pericol. Ori e că e sufletul vostru, că sunteți prea naivi, prea sinceri, prea buni și cineva va profita sau va încerca să vă intimideze, să vă pună niște obstacole. Veți afla niște secrete care țin poate de hoții legate și de copii, de haina de stat. Puteți afla și niște lucruri mai puțin plăcute, știți, nu știți și ar trebui să știți. În casă pentru casă, vești, noutăți, schimbare. Și la voi, văd aici cu niște vești care pot veni și legate de o prietenă. Văd că vă întristează ceva. Ori aflați o persoană că are o problemă, ori o prietenă chiar vă dezamăgește ea. Chiar ea. Voi, ca și cum, sau
te muți cu o prietenă și ea te dezamăgește cu ceva, te face să plângi, pentru că ea vrea să-ți facă o schimbare și nu e sinceră și ți-o face într-un mod care te nemulțumește. Sau afli de această persoană că are o neplăcere sau tu pentru o neplăcere poți primi ajutorul, noutatea să fie că această prietenă își oferă ajutorul. Dar s-ar putea să fie și în urma unei hoții aici, pentru că nu, tu ar trebui să știi totuși că, să nu fii naivă, că totuși aici pot fi și niște intrigi de care tu nu știi. Și o prietenă vine și îți oferă ajutorul, dar s-ar putea să fie vorba, știți cum e ca și cum o mână spală pe alta, cu o mână ți ia și cu alta îți dă ca să ții. De fapt, totul e aici o situație în care știi, nu știi ce ar trebui să știi în casă. Deci, pentru că în casă, pentru casă, te văd aici totuși plângând. Plângând din cauza unei prietenii sau din cauza unei situații care o afli de la o prietenă, din cauza unei case noi, unei relații noi, poate fi legat și de o relație nouă, o cunoștință nouă, ceva, știi, nu știi ce ar trebui să știi în casă, în afara casei. Și în afara casei poți avea de-a face cu persoane care au probleme cu legea și îți pot crea niște neplăceri. Orică vor să-ți creeze probleme cu legea, orică ai de-a face cu niște persoane care sunt rivali, rivale, aroganți, arogante, persoane care sunt certate cu legea, care au probleme, care încearcă să-ți facă probleme. Aici poți avea niște, poate fi chiar de la un partener. Aici poate fi chiar și din cauza unui fost partener. Cineva care riscă să-ți facă neplăceri, să te ducă într-o izolare, să te ducă într-o pagubă, să-ți facă o schimbare. E o invidie, e o răutate aici, o dușmănie, aș putea să spun, un bărbat brunet, văd aici. Și în dragoste, într-adevăr, apar niște noutăți, dar apar și niște aventuri. Totuși, apare așa o vacanță, văd aici o tânără, poate apare noutatea de a te duce undeva, la o tânără, poate, sau la copii, cum ar veni, sau tu îți vei face o altă prietenă, vei face cunoștință cu cineva, vei pleca într-o vacanță sau chiar tu de una singură te duci undeva în altă parte, poate chiar să și lucrezi și acolo să te și îndrăgostești, poate apărea și o aventură, dar văd că în afara casei, într-adevăr, ar trebui să știi că pot fi niște neplăceri, cu toate că tu, poate că de aceea aici, văd că ceea ce știi tu deja și nu știi, că tu poți avea sprijinul în autorități al statului sau poți face cunoștință cu o persoană cu funcție, dar ar trebui să știi că totuși nu trebuie să fii naivă, pentru că în jurul tău sunt niște hoții totuși, niște situații de care tu nu știi, niște secrete și să nu intri într-o neplăcere, pentru că aceste persoane îți pot crea niște probleme. Poți să cunoști o haină a statului și fără să intri în conflict cu cineva. Știți cum văd eu aici? Că e acest noroc totuși pentru tine, dintr-o de rău e spre bine, dar mai bine să eviți răul. Pentru că tu acea haină a statului o vei cunoaște oricum, o vei cunoaște printr-un eveniment. Adică, ca și cum ar fi, spre exemplu, de ce să cunoști tu o persoană după ce iei bătaie de la cineva și te duci la poliție să anunți, să zic așa, autoritățile statului să ți se facă dreptate, când tu ai putea să cunoști aceeași haină de stat când te duci să-ți faci actele, spre exemplu, sau când te duci să iei o paradă militară și ea participă și poliția și îi poți cunoaște într-un mediu amical. Că văd aici că totuși tu plângi, în loc să ai parte de armonie și prietenie, tu intri totuși într-o niște lacrimi din cauza unor persoane certate cu legea, unor persoane sau unor persoane parșive. Deci dacă la varianta numărul 2 aveați acolo niște invidii gelozii din partea unor femei, aici aveți niște răutăți, niște parșivenii și niște agresivități chiar din partea unor bărbați, unor energii masculine, ca și la prima variantă. Pentru că sunteți poate o persoană plăcută, drăguță, mai ales ca femeie. Aici pot fi hărțuieli, problemele care se creează de către persoane certate cu legea unor tinere, unor persoane de gen feminin, mai tinere sau mai puțin tinere, aici depinde și de la caz la caz. Dar în orice caz văd că sunt acest gen de situații care ar putea, peste care voi puteți trece prin lumea bună, dacă că aveți șansa, văd că aveți nu acest noroc, oportunități de a avea un nou ambient, ca și cum să ți-l cauți și singură ambientul, să-ți cauți și singură prieteniile, să te duci către lumea bună, către lumea educată, către lumea cu bun simț, sau mai bine să stai cumva departe, cum ar veni și singură, dar departe de această, luându-ți măsurile acelea care le văd, care au apărut aici prin credință, poate, pentru că credința te avertizează, îți dă o intuiție, îți dă o viziune, îți dă un vis.
văd aici și anticipezi. Sau poate că având încredere în persoane de încredere, nu știu, mama, tatăl aici, aceste persoane cu funcție, cu putere, cu prieteni, pot fi și din familie care sunt figura paternă, sau frate, spre exemplu, sau unchi, cineva care te poate proteja, te poate ajuta, pentru că în afara casei, văd aici că ești în niște energii nu tocmai favorabile. Cam asta e ce pot să spun și pentru această a treia variantă. Deci, pare o lună foarte frumoasă, luna iulie, dar, din păcate, poate fi așa o lună pentru că e foarte cald și probabil că pentru unii hormonii o iau razna, la propriu, la figurat, într-un fel sau altul. Și am persoane care au mai puțină, au un bun simț și care nu au maniere, nu respectă niște reguli în societate, să zic așa, ca să nu mai vorbim de legi. Cu acestea poți avea probleme, dar văd că sunt pericole și legate de tinere sau de copii. Văd iar aici această agresivitate, această înșelătorie, cumva, e o viclenie aici. Văd și o intimidare, pe de-o parte, că e acest copil prins la mijloc, într-o situație care ține fie de societate, fie de un anumit ambient în care se poate ajunge. Din cauza tot unor înșelătorii, pentru că cineva ți întinde o capcană și dacă nu ai experiența sau înțelepciunea necesară, te poți trezi la prins la mijloc. Aici văd că aici, în afara casei, văd că toate energiile sunt așa, cumva, în care fie singur, n-ai pe nimeni, pentru că în jurul tău sunt numai rivalități, numai persoane dușmănoase, n-ai cu cine faci o prietenie. Ca doamnă, zic așa, vorbim ca doamnă, nu te văd aici cu cineva cu care ai putea face o prietenie în afara casei într-un mod așa, într-un mod plăcut, pentru că sunt niște energii care ți ies în cale, care ori te hărțuiesc, ori se pun în calea ta și deci ca și cum te izolează, te dai la o parte, pentru că nu poți să te... Deci în afara casei pot fi sau... Pot fi niște provocări pe societate care să ajungă la niște probleme de lege aici, pot fi niște certuri, discuții, din orgoliu, din mândrie. Aici, în afara casei, poți avea de-a face cu niște persoane arogante. Arogante și din aroganță îți creează probleme. Vor să-ți facă pagubă, vor să se răzbune. Aici pot fi și niște răzbunări. Persoane care vor să se răzbune, persoane care fac niște chestii, văd aici parșive, văd aici un bărbat care... Persoane mai de serviciu, persoane din mediul mai... Aici cum ar veni o rivalitate între între straturile sociale. Sau nu neapărat că e vorba de rivalitate între straturile sociale, cât poate fi că tu ești mai aparte. Dacă ești mai aparte, sau mai ales dacă ești o doamnă, o domnișoară, și mai ai și studii și mai ai și... Să zic așa, respect față de tine, s-ar putea ca aceste energii să le ia foc, să le sară țandăra, să încerce să te intimideze, să te agreseze, să te compromită, să te hărțuiască, să-ți facă o hoție, să-ți ia ceva, etc. Cumva, într-un fel sau altul, vor să te aducă în stadiul acesta de copil mic, în care să nu mai ai nimic, să nu poți să zici nimic, să nu poți să faci nimic, să fie ele cele care te pot manipula. Văd aici că te simți aici la un moment dat într-o tristețe. Te poate dezamăgi așadar chiar cineva. Cam asta e ce pot să spun. Dar văd că ai noroc, adică nu e o chestiune care se poate întâmpla, ci doar că există aceste energii peste care tu poți trece. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că vizionați acest video. Așadar, luna iulie poate fi o lună a norocului, neașteptat, a unor miracole, sau e norocul și cum ți-l faci. Deci luna iulie pot să spun că norocul este cum ți-l faci, pe lângă faptul că vor fi foarte multe ocazii favorabile. Deci chiar pare o lună frumoasă. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!